În noaptea de 22 spre 23 mai, un vis, singurul premonitoriu. Eram cu mama într-un oraș românesc, dar neidentificat, și deodată m-am rătăcit de ea. Căutând-o cu din ce în ce mai mare anxietate, am dat pe o masă de talcioc, nu știu cum mă strămutasem acolo, de hainele ei puse la mezat. Cum întrebam înnebunită în dreapta și în stânga, cineva m-a luat o parte și mi-a șoptit că a plecat în munți, la partizani. Cum în aceeași dimineață am primit o carte poștală de la ea, m-am liniștit. Nu era primul meu coșmar neanunțând, de fapt, nimic. După ce am reconstituit de bine de rău ceea ce se întâmplase, mi-am dat seama că noaptea cu visul a fost cea a arestării ei. Probabil că în sinea ei mă chemase în acea clipă în ajutor. Apreciez nespus de mult duminicile în care nu trebuie să părăsesc casa. Când de dimineață și până la 11 seara ascult muzică. Mă întorc la 11 noaptea în odăița mea, scoțând un suspin de ușurare. Și când te gândești cât îndrăgesc această cameră, ca pe ființă omenească, e puțin spus. Martora vieții mele, mută și discretă, ea este rând pe rând locul diferitelor îndeletniciri. Mormânt, infern, dar și prietena vieții mele. Discretă, primitoare, tăcută, care participă la viața mea. La lacrimile mele, la cele mai mici emoții și suspine. Este aproape alter ego-ul meu nesuflețit, dar căruia îi împrumut aproape o sensibilitate omenească. Aș lăsa o urmă cu un sfâșietor regret. Ca acela dat de despărțirile definitive dintre oameni. De Moș Ajun voi fi singura singurică, căci vila este de gardă. De Reveion va fi poate Luset la mine. Aș vrea atât de mult ca Lila să aibă distracții potrivite cu vârsta ei în acea zi. Iată pe scurt programul meu de sărbători. De sărbători o să aveți la masă cele două tacâmuri ale voastre ca în fiecare an și cele două cupe de șampanie. N-am să fiu deci singură, chiar dacă Luset nu vine și Lila se duce să danseze. Vă voi avea pe voi aici, în gândul meu, în această cameră pe care cunoașteți din fotografiile pe care vi le-am trimis acum 2 ani. Vă promit că în aprilie, dacă evenimentele vor permite, voi reînnoi cererea. Rămâne ca voi să-mi trimiteți acordul pentru această lună, pentru că nu e valabil decât până la 1 aprilie. Încep să-mi fac proiectele, să-mi planific dorințele și munca pentru anul viitor. Sunt obosită. Toată lumea doarme.
Vecinii mei se culcă la 8:30, Lila s-a culcat azi la 10 și am impresia că toată lumea asta stranie are un efect al unui vis malițios și că voi ați putea fi alături. Dar fericirea nu e îngăduită în această lume josnică. Și în acest vis, mamei cu părul alb, care se stinge de dragoste și de dor pentru voi, scumpii mei. Dar ce sunt casele, dragostea mea? Când te vom avea lângă noi, casa aceasta se va transforma într-un mirific castel. Să fim aici, împreună. Este visul cel mai frumos care ar putea exista de când există lumea. Dacă ai vedea cum se bucură, nu mai facem altceva decât să vorbim despre asta. Convorbirile noastre au căpătat un unic subiect asupra căruia revenim la nesfârșit. O, mamă! Dacă această fericire ar fi posibilă, totul ar căpăta un sens. Viața ar deveni reală și suportabilă. Ce spun eu suportabilă? Ar fi admirabilă pur și simplu. Mă voi înarma cu curaj și răbdare, continuând să visez, spunându-mi cum te voi îngriji, cum îți voi aduce la pat micul dejun, cum ne vom plimba împreună prin Paris, cum voi încerca să-ți ghicesc dorințele înainte de a le exprima tu. Singurul fotoliu din casă ar fi al tău, numai al tău, deja îl numim fotoliu tău. Mă voi așeza la picioarele tale și vom vorbi ca altă dată. Chiar mai bine ca altă dată. Căci între timp am aflat prin cumplită experiență prețul pe care trebuie să-l acordăm prezenței. Îți scriu, iubită mamă, din profunzimea acestei nopți de Paști, pentru a te simți aproape de mine și pentru a fi alături de tine. Cele două voci ale noastre unite au îndreptat spre tine un Hristos înviat și știu că în același timp tu ne-ai răspuns. Am citit ca pe o rugăciune scrisoarea ta din 26 aprilie, care a răsosit ca prin minune azi dimineață. Mă tem că sunt prea tulburată în această noapte pentru a mă putea exprima normal. Orice ți-a spune ar fi mult mai sărac decât ceea ce simt, decât ceea ce vreau să-ți spun. Aș vrea să trec peste prezent și să mă cufund în copilăria pe care știu să mi-o faci atât de minunată. În această noapte mi-amintesc de anii copilăriei, de pământul Olteniei, pe care îl îndrăgesc tot mai mult. De pământul și de oamenii care l-au locuit întotdeauna. Îi povestesc lui Vă și spun că amintirile acelea sunt un izvor nesecat de viață pentru mine. Mai este oare nevoie să spun că am trăit această seară cu gândul la tine și la tot ce ne este drag? Ne-am rugat pentru toți și pentru tot ce ne este drag. Scumpo, acest Paște ne-a încreunat sufletul, dar am făcut un teribil efort ca să ne reținem plânsul.
iubi mult. Mult de tot te iubi.